Salut și bine a venit la Limba Germană cu Gerhard, sunt Gerhard Orbanz, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, primul profesor nativ din Germania care explică și în limba română. Ich möchte ein paar Hosen kaufen. Vreau să cumpăr o pereche de pantaloni. Sună corect, dar de fapt are dublu sens. Nu în sens indecens, dar problema este că pantalon la în limba română este plural, dar în germană e la singular. Die Hose este o pereche de pantalon. Deci, dacă vrei să cumperi o singură pereche de pantalon, spui ich möchte eine Hose kaufen. Nu, ich möchte ein paar Hosen kaufen. Apoi este și problema că ein paar poate fi două lucruri. Poate fi ein paar cu litera mică înseamnă niște sau câteva. Și dacă spui, ich möchte ein paar Hosen kaufen, vânzător crede că vrei să cumpăr mai multe perechi de pantalon. Și la fel, dacă spui cu litere mare, ein paar înseamnă două, o pereche. Ein paar Augen, o pereche de ochi. La fel cu brille, ochelar, tot e la singular. Dacă spui, ich möchte ein paar Brillen kaufen, înseamnă că vrei să cumpăr două ochelari. Sper că a fost util. Dacă ai întrebări sau ceva corectat, trimite mie. La fel, știi pe cineva care are nevoie de limba germană, am opțiune de zero risc. Timp de 5 săptămâni poate să învețe la lecțiile mele live și online, fără să plătească nimic. După 5 săptămâni, dacă vrea să continue, atunci deja achită cursul integral. Dacă nu, e riscul meu, nu am rămas bun și nu are de plătit niciun. Papa. Pa.